Clasa viitorului trebuie să promoveze abilități care vor fi căutate în viitor pe piața muncii, pentru a pregăti elevii să se descurce în viața reală și pentru a realiza conexiunea cu realitatea dintre conținuturi și abilitățile pe care elevii urmează să le practice. Clasa viitorului va fi influențată de trei noi tehnologii: realitatea virtuală, imprimarea 3D și tehnologiile de tip cloud. Cu ajutorul acestor tehnologii, elevii vor putea colabora mai bine cu profesorii, cu colegii și chiar între ei. Clasa viitorului trebuie să promoveze o altfel de învățare, o învățare bazată pe dezvoltarea abilităților secolului 21, abilități care vor fi căutate în viitor pe piața muncii, capacitatea de a interacționa cu ceilalți și de a lucra productiv chiar și ca membru al unei echipe virtuale, și abilitățile de comunicare și cele digitale pentru utilizarea tehnologiei care încă nu există. De aceea, în calitate de profesor, sunt permanent preocupat de motivarea elevilor pentru învățare, dezvoltarea competențelor secolului 21, îmbunătățirea propriei predări și împărtășirea experiențelor didactice cu colegii mei profesori.